Ianuarie 2024, o scurtă vizită la Barcelona. Spui Barcelona, spui Sagrada Familia în primul rând. Biserica vestită a fost proiectată de arhitectul catalan Antonio Gaudí, a cărui construcție a început în 1882 și continuă și în prezent. Vizita bisericii se face cu rezervare și plata anticipată a taxei de vizitare. Sagrada Familia din Barcelona este una din cele mai reprezentative clădiri din lume, deși este o biserică neterminată. Este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Intrarea în Sagrada Familia se face prin fațada Nativității, situată spre răsărit, simbolizând nașterea lui Iisus Hristos. Fațada nașterii Domnului a fost construită între 1894 și 1930 și este fațada cu cel mai puternic stil și influență a lui Gaudí însăși. Ea a fost prima din cele trei fațade terminată și este încadrată de cele patru turnuri clopot, reprezentând apostolii Matei, Barnabas, Iuda și Simon. Când va fi terminată, Sagrada Familia va avea 18 turnuri, reprezentând cei 12 apostoli, câte 4 la fiecare din cele 3 intrări, turnul Fecioarei Maria cu steaua mare în vârf, 4 turnuri pentru evangheliști ce înconjoară turnul central, denumit Turnul lui Iisus. Turnul lui Iisus este în construcție și va avea 172 de metri. Pe el se va monta o cruce gigantică și va face din Sagrada Familia cea mai înaltă clădire bisericească din lume. Ieșirea din biserică se face prin fațada patimilor, situată în partea de vest. Este decorată cu scene cu Hristos ridicându-se la cer. A început să fie construită în 1956 după desenele și explicațiile lăsate de Gaudí. Turnurile au fost terminate în 1976, iar decorațiile sculpturale au fost finalizate în 2018 cu instalarea crucii triumfale și a grupului Mormântul Gol. Orientată spre vest, fațada patimilor este susținută de 6 coloane mari înclinate, care seamănă cu trunchiurile de segoia, pe care este așezat un pridvor piramidal superior, alcătuit din 18 coloane în formă de os, ce susține o cruce mare. Deasupra lor se ridică turnurile apostolilor Iacob, Toma, Filip și Bartolomeu. Gaudí și-a propus ca răstignirea lui Iisus să reflecte suferința sa cu răscumpărarea păcatelor oamenilor. De aceea această fațadă este austeră, fără ornamente, unde goliciunea pietrei să pună în evidență asemănarea sa cu a unui schelet redus la liniile oaselor sale.
Lucrarea a fost făcută de arhitectul Subirach între 1987 și 2009. Intrarea în biserică se face prin fațada Nașterii Domnului, situată în partea de est, care are trei portaluri decorate cu statui impresionante. Fiecare portal reprezintă o caracteristică teologică: speranța, credința și caritatea. Sursa de inspirație pentru sculptura fațadei Carității este tradiția catolică de a prezenta scena Crăciunului prin figurine ale Mariei, a lui Iosif, ale păstorilor și magilor veniți pentru a cinsti pruncul Iisus în iesle. Fațada Nașterii are trei porți de intrare. Cea mai mare este Poarta Carității, dedicată lui Iisus. Ușa este dublă, împărțită de o coloană care are în vârf Sfânta Familie, Iosif și Maria cu pruncul Iisus nou-născut, având în stânga cei trei magi și în dreapta grupul păstorilor ce aduc omagii lui Iisus. Portalul Carității culminează cu arborele vieții înconjurat de porumbei albi. Pătrundem în interiorul bisericii și urcăm cu liftul în turnul Barabas. De pe platforma de vizitare la care se urcă cu liftul, se deschide o priveliște deosebită asupra Barcelonei și a mării. De pe platforma de trecere între turnuri se observă turnul lui Iisus în construcție, ce se va ridica la 172 de metri, înconjurat de cele patru turnuri ale evangheliștilor Matei, Luca, Ioan și Marcu. Se observă de asemenea decorațiunile colorate realizate de Gaudi, reprezentând vase cu fructe și mănunchiuri de spice de grâu.
Coloritul și complexitatea interiorilor sunt spectaculare și reprezintă stilul arhitectural gotic naturalist al lui Gaudi. În interiorul bisericii, Gaudi a utilizat coloane în formă de trunchiuri de copac, ale căror ramuri înlocuiesc contraforturile gotice pentru a prelua greutatea bolților navelor și a o distribui spre fundație. În acest mod, interiorul este un spațiu organic ce seamănă cu o pădure de palmieri definiți ca pomii gloriei, jertfei și martirilor. În altarul central atârnă o lampă cu 7 laturi simbolizând Duhul Sfânt. Altarul este încadrat de coloanele lui Petru și Pavel, apostolii creștinătății. De coloanele ce înconjoară altarul principal atârnă baldachinul cu 7 laturi, ce acoperă altarul, are 5 metri diametru, din care atârnă struguri, viță de vie și lauri, toate acoperite cu foiță de aur. În 1987 a început turnarea Fundației Navelor. În 1997, de 10 ani mai târziu, au fost finalizate bolțile navelor laterale, iar în 2010 a fost acoperit întregul templu. Templul are planul unei cruci latine cu 5 nave lungi de 90 de metri și transept cu 3 nave lungi de 60 de metri. Biserica are ferestrele cu vitralii vibrante, iar interiorul este pictat în culori pastelate de roșu, verde, albastru și galben. Construcția fațadei de sud, denumită Gloria lui Isus, a început în 2002 și se estimează că se va termina în 2026. Aceasta va fi fațada principală de acces în catedrală. Fațada patimilor are 3 portaluri, dedicate credinței, speranței și carității. Gaudi și-a propus ca răstignirea lui Isus să reflecte suferința sa cu răscumpărarea păcatelor oamenilor. De aceea, această fațadă este austeră, fără ornamente, unde goliciunea pietrei să pună în evidență asemănarea sa cu a unui schelet redus la liniile oaselor sale. Lucrarea a fost făcută de arhitectul Subirach între 1987 și 2009. Portalul central al carității are ușile dedicate Evangheliei, ce povestesc ultimele zile ale lui Isus. Se disting unele cuvinte precum Isus, Ghețimanii și Fiul lui David, Senior.